Slăvit să fie Domnul pentru cuvântul Lui! Este cea mai succintă descriere a definiției salvării pe care o prezintă Apostolul Pavel în Cartea Efesen, între versetele 8 și 10, care le-am ascultat în seara aceasta, recitindu-se în auzul urechilor noastre, este definiția celei mai clare, salvări, celui mai clar înțeles al salvării noastre de către Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Noi astăzi dimineața am celebrat această mare sărbătoare a Domnului care a venit din cer să moară pentru noi, ca să ne reveleze această taină a salvării noastre, ca să ne facă să înțelegem care a fost scopul salvării noastre, această taină a împăcării omului cu, cu Dumnezeu, prin har, prin credință, prin ceea ce noi nu meritam, prin ceea ce Dumnezeu din cer a pregătit pentru om pe acest pământ să se petreacă, pe acest pământ să aducă salvare și izbăvire omului căzut în păcat. Noi am fost prin moartea Domnului Iisus Hristos îngropați și noi cu El. Dar așa cum se spunea, am fost în viață împreună cu Hristos și nu numai în am viață, dar mutați în locuri cerești, spune cuvântul lui Dumnezeu. Strămutați în locuri cerești. Am murit cu Hristos, am fost îngropați împreună cu El, apoi am înviat împreună cu Domnul Iisus Hristos și mutați în locuri cerești, în locuri pe care... El le-a pregătit pentru copiii lui. Aceasta este marea taină, mărețul har. Dar toate aceste binecuvântări le avem doar în Hristos, Apostolul Pavel, în scrierile lui, în cele 14 epistole pe care le scrie, dacă luăm în considerare și epistola către Evrei. De 160 de ori folosește expresia în Hristos. Tot ce avem noi ca speranță, ca nădejde, ca binecuvântări spre care privim, sunt numai în Hristos, adică dacă rămânem în Hristos, în cartea EFS numai de 36 de ore apare această expresie, în Hristos, dacă rămânem în El, avem parte de aceste binecuvântări. Fără El nimic, fără El suntem morți. Într-adevăr așa este, ai putea spune morți care merg pe stradă. Noi așa am fost toți, morți, niciunul nu a fost viu. Morți care umblam dintr-un loc în altul, că fără Hristos suntem morți în păcatele noastre. Așa a început primul verset din capitolul 2 din seara aceasta pe care Pavel îl scrie. Voi, adică noi toți, erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Poate zice, au exagerat apostolul Pavel, cum să ne declare mort? Parcă ne jignește Pavel, nu? Primiți cu bucurie, așa scrie, inspirat prin Duhul Sfânt de la Dumnezeu. Când recunoști că ești mort și, și că ai fost mort și ceea ce știi acum despre Dumnezeu și ce lumină ți-a dat Dumnezeu este învierea care El a lucrat-o prin învierea Lui din morți în viețile fiecare dintre noi. Știți, frații mei, ca Dumnezeu să îl învieze pe Isus Hristos din morți, spune că aceeași putere care a folosit-o Dumnezeu la învierea din morți a Domnului Iisus Hristos, o folosește pentru fiecare dintre noi la învierea din morți atunci când ne scoate din păcat și din murdărie. Exact aceeași putere, fără această putere de la Dumnezeu să ne ridice din moartea, de pă din păcatele în care noi eram, este imposibilă salvarea vreunui om din această lume. De aceea este așa de important să apreciem chemarea la viață pe care ne-a făcut-o Domnul Dumnezeu. Alege viața ca să trăiești, nu mai sta în moarte. Există această șansă pe care ți-o dă Dumnezeu să vii la el, chiar mort fiind, chiar mort fiind, să accepti, să alegi viața. Era, noi eram morți și cuvântul Domnului ne-a invitat. Alege viața ca să trăiești. Și de câte ori oamenii din această lume n-au de expres așa, alege-L pe Dumnezeu ca să trăiești. Și spun oamenii, ce să-L aleg pe Dumnezeu? Că oh, oricum Dumnezeu, ori fără Dumnezeu, tot greu e pe pământ. Este într-adevăr greu pe pământ. Dar să vedeți ce binecuvântată este viața și în greutăți pe pământ atunci când îl alegi pe Dumnezeu. Atunci când îl alegi pe El, El este viața care ne susține, care ne, ne păstrează credința și nădejdea aceasta în eternitatea pe care o vom trăi cu El. Aș dori din toată inima Dumnezeu să ne consolideze, să ne întărească, să ne mărească această bucurie a încrederii în El în această taină măreața a salvării omului din păcat prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Aceasta este taina Evangheliei care a fost descoperită Apostolului Pavel și despre ea vorbește și în Cartea Romană, în capitolul 3, și despre ea vorbește Apostolul Pavel și Colosenilor, și vorbește Apostolul Pavel și Duhul Sfânt, prin multe alte... Uh, versete din Scriptură că Dumnezeu ne-a înviat din morți și ne-a dus din moarte la viață, slăbit să fie numele Domnului. Pentru acest lucru Dumnezeu merită mulțumire, merită recunoștință, merită închinarea noastră, merită să spunem din toată inima, Doamne, ce ai găsit Tu la mine? Ce ai văzut în mine de ai lăsat pentru mine un asemenea har? Știți, frații mei, că acest har măreți toți oamenii le -am, îl au. Însă, nu îl fructifică toți. Spune, Dumnezeu, în preștiința lui, în primul rând, spune el, pe toți ne-a chemat. Și fiindcă a văzut Dumnezeu în ființele noastre, în preștiința lui, că noi vom accepta chemarea lui, spune că ne-a hotărât apoi. Și după ce ne-a hotărât, ne-a ales. Spune cuvântul Domnului, fiindcă ați fost aleși pentru mântuire și pentru viață. Și oamenii zic, păi eu n-am fost ales.” Nu! Toți oamenii au fost hotărâți de Dumnezeu pentru mântuire. Însă nu toți oamenii acceptă invitația și chemarea lui Dumnezeu și alegerea aceasta pe care Dumnezeu le-o le pune în față să aleagă viața stând în față cu moartea. Și ce înțelept este omul care alege viața, să se împace cu Dumnezeu și să trăiască pentru Dumnezeu. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să alegem viața, să alegem pe Domnul în călătoria pe Pământ, ca să rămânem o veșnicie cu El. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să ne rugăm Domnului, să-i cerem milă și îndurare ca în restul călătoriei care le avem de parcurs în această lume, să rămânem serioși cu El, să rămânem credincioși pe calea Lui, să-L slujim cu credincioșie și să-I mulțumim pentru harul salvării, pentru harul mântuirii în Isus Hristos prin credință. Ne-a dat Domnul această credință și noi credem din toată lumea. Dacă n-am fi crezut, n-am fi fost în seara aceasta aici. Noi toți am crezut că prin Dumnezeu avem mântuire și salvare și numai prin El avem viață veșnică. De aceea, haideți să-i mulțumim cu toții și să ne încredințăm în brațul puternic al Domnului. Și v-aș ruga în această rugăciune să mai mulțumim Domnului și să ne rugăm pentru autoritățile din țara în care noi trăim, pentru autoritățile din statul în care noi trăim. Au fost alegerile care au fost, să ne rugăm Domnului pentru guvernul care a fost ales. Spune cuvântul Domnului de binele cetății atârnă și fericirea noastră. De binele statului în care trăim, a țării în care trăim, atârnă și fericirea noastră. Avem datoria să ne rugăm pentru autorități, ca Dumnezeu să le dea înțelepciune, să le dea pricepere. Să nu emite legi împotriva cuvântului lui Dumnezeu, să ne păstreze Dumnezeu har și pace și îndurare, să putem să ne mai bucurăm aici, ca să ne pocăim în timpul călătoriei care ne-a mai rămas pe pământ. Și Domnul să facă lucrul acesta și apoi să și mulțumim Domnului pentru întreaga zi de astăzi. Așa cum stăm, mulțumim!